Bună seara! Coșmarul tuturor celor care au ales să vină pe insulă este momentul în care sunt chemați la bonfire. Cu toții își fac griji că pot afla unele lucruri care îi vor da peste cap. Pe care? Pe care îi vor da peste cap. Horia este nehotărât. Se tot mută de pe un scaun pe altul și schimbă neliniștit posturile TV. În partea cealaltă, Tudor a primit misiunea de a-l convinge pe Horia că lângă el este cel mai bine. Tot o seară grea este și pentru Cristi, care a fost eliberat de curând și se gândește la numele celor 190 de copii pe care i-a făcut între timp. Auziți, auziți, nu vă supărați. Am și o întrebare, mai durează chermeza asta sau ce dracu fie, că nu de altă dată m-am plictisit. Nu sunteți nici interesant și mă ține și de întreb. N-am mai făcut sex de 4 minute. Măi, te rog eu frumos, abține-te un pic. Nici măcar nu pot să te ispitesc. Măi, Radule, ăsta nu mă lasă să-mi fac treaba. Și-o face singur. Simțind că trebuie să meargă imediat într-un dormitor, Cristi... Nu. Cu mine nu merge cu astea. Cu mine vorbești ca om normal, nu vorbești mie pe... Bun. Da? Ok. Mm-hmm. Așa. Atunci o să te mai las un pic să fierbi. A, fierbi. Horia, ce se întâmplă cu tine? De ce nu te hotărăști pe cine iubești? Nu poți să-ți faci bagajul să pleci de la un trus la altul. Este timpul să ai o relație serioasă și să ți-o asumi. Păi, vreau să mă dezbrac în chiloți. Deci nu mai supor hainele astea. Vreau nuduri cu cai. Nu acum, Tudor. Nu acum. Păi n-am vorbit, mă, așa, pentru audiență. Da, dar stai să termin cu Horia. Păi și eu vreau să termin cu Horia. Încetează, măi, băiatule, potolește-te. Emisiunea asta nu este despre tine. Treci la loc. Ok. Tentația mamiei. Horia, ce se întâmplă cu tine? Nimic. Fac ce-mi spune inima. Mie îmi place muzica și mă duc acolo unde este muzica. Și dacă am un trus puternic în spate, lupt și împotriva pirateriei alături de colegii mei. Și cum te-ai hotărât să faci asta? Să compun piese pe care să nu le fure nimeni. Adică ca și până acum, a? Alo, băiatul? Fără penalii în locuri publice, da? Tudor simte că este momentul prielnic pentru a crea o diversiune, astfel că l-atacă imediat pe Cristi. Du-te și citește cărțile alea pe care le-ai scris în pârnaie. O să afli lucruri noi. Tudor continuă să-i adreseze cuvinte grele lui Cristi, iar acesta ripostează. Ce să zic? Deși Cristi la început nu a vrut să se ia de Tudor, acum este foarte hotărât și foarte nervos, astfel că îi adresează cuvinte grele. Nu, tată, nu, că am înțeles din prima, dar nu știu ce să zic. Ce să vorbesc acum? Doamne! Cristi se uită urât la Tudor și îl întreabă cu dispreț. Cine ești tu? Cine ești? Ce vrei tu? Deci să mă uit cu dispreț la el și să-i zic ce vrei tu. Și practic să-i recit scrisoarea între. Scrisori? Ah, ce drăguț! Dar numai bine i-ai zice e-mail-ul 3, că e mai modern. Mă întorc la tine, Horia. Și eu mă întorc la tine, Horia. Tudor simte că este un moment prielnic pentru a face o declarație pasională. Așteaptă acest moment încă de la începutul emisiunii. Horia, vreau să fiu în echipa ta. Dau regatul meu pentru un car. Dau regatul meu pentru un car. Fac ce-mi spune inima. Tudor e de neoprit. Începe să spună replici din piese în care oricum nu va fi distribuit niciodată. Însă nici Horia nu se lasă mai prejos. Începe să necheze ca un cal bătrân supraponderal. Băi, ia, stai un pic, stop. Deci nu chiar vreau să vorbesc cu producătorii că nu e ok. Adică imaginile astea sunt penibile și indecente și eu nu mi le asum. Îmi pare rău, Tudor. Radu Vâlcan minte cu nerușinare. Nu îi pare rău deloc. Să știi că aceste imagini vor fi difuzate. Atunci mi le asum. Oh. Tudor simte că este un moment sensibil în cariera lui. Este foarte posibil ca în curând să nu se mai învârtă în jurul vocii, ci doar în jurul României. Păi de ce? Eu mă dezbrac tot timpul și am servici. Serviciu? Asta nu, poate Simona Halep. Horia, tu știi ceva? O să mă dea afară? Tudor, o să fiu sincer cu tine.
Pentru prima dată în această seară, Horia dă dovadă de maturitate. Se pare că anii petrecuți alături de Ștefan Bănică își spun cuvântul. Însă Tudor este doar un copil pentru Horia, astfel că urmează un sfat părintesc. Nu, nu, nu părintesc. Îi voi spune ce se va întâmpla. Scuze, reiau. Nu va urma un sfat părintesc. Va spune ce se va întâmpla. Am o veste bună și una proastă. Horia are o veste bună și una proastă. Proastă? Nu mă ridică, sunt cam obosită. Situația se inflamează cât ai zice pește. Pește? Mă ridic că mă și bate și mi-a și bani. Horia îi spune lui Tudor direct în față ce are de zis. Am vorbit cu producătorii și... Horia face o pauză lungă. Vestea proastă e că va trebui să-ți faci o slujbă. Păi, și vestea bună? Tudor întreabă care este vestea bună. Bă, mâncață, și tu ce faci acolo, mă, numai ai textele pe ce zicem noi? Vestea bună că slujba va fi efectuată de episcopul Mocofanie de la Huș. Tudor, te lepezi de satana? Da. Tudor, te lepezi de satana? N-auzi, mă, că mă lepăd. Și atunci mă lepăd și eu. Mă, dar tu ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? Mă, dar tu ce ai cu mine? Ce ți-am făcut? Bă, asta era însărcinată? Păi nu, da, dacă n-ai mai vorbit cu ăștia 3 minute, asta s-a întâmplat. Aici se încheie bonfire-ul din această seară. Rămânem cu amintirea chiloților lui Tudor din China și cu bucuria nebunească a lui Horia. Deși sufletul îi zice să meargă la Antena 1, se pare că Waze-ul îl redirecționează către ProTV. Surpriza serii rămâne sarcina Mariei. Ne revedem săptămâna viitoare. Să aveți o noapte liniștită. S-o crezi. Păi ce-ți spune inima? Râdem cu talent la Antitalent. Pe Antena Play vezi edițiile integrale plus imagini exclusive nedifuzate la TV. Oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Antena Play, abonează-te la spectacol.